nou episod de LSPD Fort. Bă, stai! Mi zici că e Jordan. Mai ce cuplat. Bă, domnișoare, doamne, bă, stai pe loc. L-ai mă pus ăsta. Bă, stai! Vasile, dai, după el. Ne avem hostage situation, Vasile, nu intra pistil. Gândește-te la copiii pe care îi ai acasă sau care îi ai în mână sau în chiuvetă în fiecare seară. Hello, stimați iubitori de The Loving Content, bine v-am găsit la un nou episod de LSPD. Foarte, ce mai face scuze, te-ți ales good, cum ar spune englezul. Bine v-am găsit, dragilor, la un nou episod de GTA. Astăzi facem un episod cu poliția de la ordine publică, pentru că nu prea am mai făcut așa de mult și nici n-am mai făcut de mult un episod pe un episod ăsta nocturn în care toată lumea iese la iveală, toți creeperii ies la iveală, toate persoanele certate cu legea, care se duc prin cartiere rău famate și fac legea, numai că noi trebuie să venim să aplicăm legea. Mă apuc de rap, da, what the fuck, what the fuck. Bun. Revenim la noul episod. Astăzi, bineînțeles, o să facem o patrulă cu Loganelul 2025, poate la anul, cine știe, poate ministrul apărării naționale, poate o să ne cumpere și nouă niște auto speciale de astea foarte puternici, ceva. Bă, arată într-un mare fel, nu știu, mie îmi place cum arată, cum s-ar vedea o auto specială de poliție. Cum ar arăta o auto specială, cu noul Logan. Mie îmi place sincer cum arată. E mai impunătoare o leacă față de Loganurile acestea care sunt acum. Arată o leacă mai biniș. Vasile, ce s-a auzit? Bă, s-a auzit ceva? S-a auzit o prială. Da, arată foarte binișor. Bineînțeles, o cunoașteți, girofarul. Bine, are problema aia la ușcă, se vede o leacă transparent pe interior. Bineînțeles, girofarul, sirenele. Nimic nou. N-am ce să facem, mergem cu ce avem. Da. Mai sincer, îmi place cum se vede mașina, cum se prezintă mașina. Nilai și pe ăsta care... Lights under the... Mergi o leacă cam cu mare viteză, bă. Eu am înțeles că am vrut pe inițial, am vrut să-l las. Dar merge foarte haotic, bă. Mai are și lights under the vehicle. Nu putem să-l mai lăsăm, deja gata. Prima oprire, băieții, și nici nu mă lasă să fac un intro, bă, cum trebuie, că ni. Trebuie să-i... Ni. Voi vedeți, bă, ce agresiv merge. Ni, l-ai mă pe ăsta. Bă, da, ăsta a oprit. Ni, l-ai mă... No. Rămâi pe partea dreaptă, No, ni, l-ai mă pe ăsta. Aici se oprește, vrei? Crezi? Eu vă zic. Hai, bă, că am făcut de asta, mă. Am instalat mod de asta de tătătăt, știi? Și pot să-i trag acum unde vreau eu. Așa e. Nu, o leacă mai încolo. Mai îndreapta. Mai îndreapta. Așa, tăt. Rămâi acolo. Alright. Vasile, haide să vedem ce se petrece cu domnul. Bă, stai! Bă, l-a apăcat toți în dormire! Vasile, n-aș înghet să moare foamele! Nici ăla a rămas cu mâna! Bă, dar noroc că am avut vesta, bă, că dacă nu mă... Băi, ați văzut, bă, de ce port eu vestă? Nilo, ce l-a murit cu mâna! Tu, javretă! Bă, dar ce-a băgat cuțățul în mine, bă! Rămâneți pe loc, vă rog, frumos, nu mai treceți pe aici așa! Opriți traficul, tot! Mi-a dat la ficat! Bun, bă, Vasile! Deci vedem, să vedem ce avea asupra lui. Bă, dar ce l-a murit!
Nici zici că e Jordan. Pac! Ok. Bătă o paipară pe... Zici că e Jordan, să mă apciur. Vă rog frumos, doamnă, rămâneți acolo așa că avem aici o situație situațioasă. Bazar că ce ne strimite și mie un echipaj de ambulanță. Avem o persoană care a fost împușcată pentru că ne-a atacat. Trimite aici și aia de urgență ambulanția. Search de vehicle, să vedem ce avea asupra mașinii până vine una alta poliție, ambulanță. Several cell phones, baseball ball, a MacBook Pro laptop. Du-te tu de aici și eu. Bă, dar ce fel a murit, în ce poziție indecentă. Mașina o să trebuiască să fie tractată de aici, bineînțeles. Bă, ia să vedem, ori era furată, bă? Plate check. Baza, am nevoie de o verificare a unui autovehicul. Guantanamera. A venit și ambulanța. 3, 7, 4 Not 10, 99. Ce faceți, bă? Bun, baza, trimite-mi o platformă pentru mașina persoanei care a fost împușcată. Bă, dar mi-a dat jos șapcuța, bă. Suflă în gură, bă. Suflă în gură, bă. Era femeie sau era bărbat, bă? Vă rog frumos să mai așteptați o leacă, doamna, aveți răbdare că avem o situație aici și a... E alive pe pândău, bă? Nimă, că trebuie să mergem la spital să... Băi, Vasile, hold up, Vasile, come back! Așa, bă, da, las-o, băgat să-i sărmănas. Bă, la fură o mașină, bă, fură mașină! Bă, l-a furat o mașină! Vasile! Bă! Ești bine, Vasile? Hai, Vasile, urcă, ăsta a furat o mașină! Trage pe dreapta, așa vreta! Trage pe dreapta! Stai! Grasul, stai pe loc! Dă-i, Vasile, așa, bravo! Trebuie să-i dau și eu! Culcat! Așa, bă, culcat, adresează-o, Vasile. Ai, mă, că furează o mașină, mă, javreta asta. Big mama de asta și chestii. Tu, javreta! Asta ce tot facem aici cu plat? Alu. Hei, calma-te, ferma-te, băi. Ei, mă, ce persoane, bă! Apoi am început episodul ăsta în forță. Dați-i voi un like acolo puternic, așa, pentru începutul ăsta în forță. Alright, Big Mama, come with me, baby! Va trebui să vă facem o verificare, o percheziție, bă! Facem o percheziție. Mă rog, nu o să vă întoarceți. Vă dăm jos textila ca să vedem ce aveți asupra dumneavoastră. A few capsules of plastic container, cell phone, Playboy magazine, tata. Doamne, dar nu mă așteptam la una ca asta din partea dumneavoastră să aveți Playboy magazina. Așa, tata. Mia Connor. Connor? Vă rog frumos să rămâneți aici și au să vă deschid mașina, ușa, portiera și să urcați acolo așa frumos, elegant cât de cât. Rămâneți acolo. Bara, trebuie să mă duc la secție să-mi iau altă șapcuță, bă. Mi-a dat ăla șapcuța jos care m-a înjunghiat, așa, tătătăt. Faceți loc. Dai, bă, că secția de poliție era în partea aia, bă, zici că stâmpit și eu să mă apciu. Partem. Nu sunt pe pastire, nu sunt, stați liniștiți. Ok. Dă-te tu de aici și-a băgat să-i sărmă în batic. Alright, să chemăm ofițerul de serviciu ca să vină să preie pe doamnă Big Mama. Bă, dar ce s-a întâmplat, bă, cu ăștia de poartă toți vestuți de-aia verde așa, tătătăt, și cu șapcuța roșie? Trebuie să intru pe însetări că ceva s-a întâmplat la ultimul update, de fapt la penultimul update. Faceți-o,
De fapt, stai, bă, să-mi aduc în secție să-mi schimb șapcuța, bă. Să-mi pun altă șapcuță la vestiar, că mai am una de rezervă acolo. Și revenim, dragilor. Bucurați-vă de un nou episod marcat de Lomen. Vizionare plăcută. Apa. Avem un 415. Avem o perturbare a liniștii și ordinii publice la... Avem două persoane la metrou care aparent fac niște panorama acolo. Ia să ne deplasăm de urgență, să vedem despre ce este vorba. Cred că s-a luat la bătaie pe bilete sau ceva. I-a prins controlorul, s-a luat la bătaie cu controlorii, bă. Faceți-l. Ia să vedem despre ce este vorba la situația, la locație, bă. Vă rugăm frumos să ne permiteți și nou accesul în intersecție, să ne permiteți... Să putem să trecem, ia să vedem, domnul Vasile, unde este situațiunea. Ce facem asta cu mâna? Alea? Bună seara, Gigi, principal, mă van în cadrul IPJ Los Santos, ce s-a întâmplat, domnule bystander officer, thank you for arriving. Let me tell you what just I know. I've been minding the business and a sound, and two people walk past by arguing a real bad, looking a sham. În ce direcție s-au dus, doamnă? Spune, doamnă, domn, ce Dumnezeu ești? B-Biner de la... They sound like a place to start them. Ok, bun, haideți că mergem acolo să ne uităm ce s-a întâmplat acolo și la metro. Ești non-Biner de la... Ok, bun, ia să vedem noi. Stai că gura de metro parcă e pe aici și din câte știu eu. Aici și bun. Ia să vedem, domnul Vasile, la metrou ce s-a întâmplat. Bună seara, vă rugăm frumos să eliberați zona, că s-ar putea să înceapă niște părâieli pe aici, nu știu, am o vagă presimțire. Ia să vedem, la metrou ce s-a întâmplat aici și la metrou, ala! E-Fruit 8EX. Ok, nu este reclamă la iPhone, practic, nu seamănă iPhone. Auzi că eu call me later. Mă rog, am frumos să aveți grijă să nu alunecați pe aici, Vasile, ai grijă să nu strupi... Nini, ăștia să ceartă aici, despre ăștia e vorba. Alea! Vă rog, am frumos, alo, bună seara, mă scuzați. Bună seara, ce s-a întâmplat aici și-a? Voi călătoriți împreună? Yes, what do you... Bă, nu că yes, what do you want, vorbește frumos, bă, cu mine. Avem o reclamație cum că perturbați liniștea și ordinea publică aici la metrou. Aha. Vă rugăm frumos să veniți cu mine să vorbim în privat. Vă rugăm frumos să veniți cu mine, să veniți în privat să vă vorbim. Doamnă, puteți să veniți cu mine în privat până la secție, că trebuie să vă interoghez o leacă. Gata! Așa, puteți să-mi spuneți ce s-a întâmplat? Este totul în regulă. My parents is first me to follow them, I don't know where. Help me, please. Opa! Ta-na-na-na! Opa, s-ar putea să aibă o armă. Ok, bine, am înțeles. Bă, Vasile a rămas afară, bă, vedeți, bă, ce colega. Bun, domnul, vă mulțumesc că ați așteptat și acum aveți un moment să vorbim despre our Lord Jesus Christ. Got nothing on me, officer. Are you sure? Honestly, I have the policy. Ok, bun, o să facem o percheție personală. Sunteți momentan, sunteți, cum îi zice, gesta, reținut. Vă rog frumos să-mi dați și mie una de identitate, cum v-am mai zis și înainte, agenție principal Mofanului, cadrul IPJ Los Santos. Elvis Tornado. Auzi, ăla e, bă, Elvis Tornado. Da, bun. Domnul Elvis Tornado, vă rog frumos să vă întoarceți să facem o percheziție corporală. Așa, obiecte ceva ascuțite, a zis că nu aveți asupra dumneavoastră. Bine, mai vedem asta.
O knuckle. Knuckle, bă. Domnul Tornadă, vă rugăm frumos să vă întoarceți în momentul în față, sunteți arestat pentru posesia de arme albe. I've moment, ați amenințat-o pe doamna, din momentul de față ai revenit cu noi. Domnul Tornadă. Bazare că mergi ționezi, am arestat Tornada. Repet, am arestat Tornada. Nu putem să facem perturbarea liniștii și ordinii publice aici și în metrou. Așa. După cum ne teca. Bă, da, Vasile, ce-a făcut, mă? Vasile, nilai, mă, pe Vasile a rămas blocat la turnicheții aici. N-ai plătit cartela. Vasile, ce n-ai plătit, mă, abonamentul? Nu mai ai asistat aici să-l arestezi pe domnul Tornadă. Au, să le ai pe la ce vorbește la telefon, așa, tot. Bun, am făcut percheziția corporală, verificare, put it in the rear vehicle. Cineva a făcut accident aici sau? Nu, nu din nou. Nu din nou cu animația Dumnezeului. Mai încercăm o dată ca prima dată. L-ai mă pe ăsta. Unde te duci, mă? Alo? L-am băgat în mașină sau nu l-am băgat în mașină? Bă, da, nu pot să cred, mă, așa ceva cu animația asta. M-aș scoate din tăți să... Vasile, tăte de aici, că mă apucă dracii și pe tine și te iau și pe tine. Pleacă de aici, pleacă. Așa, rămâi acolo, trebuie frumos. Că presim că iar mă enervez de mă zgâlții. Ia să vedem, acum, hai, te rog frumos. Nu din nou. Bă, dar nu pot să cred, mă, cine a făcut animația asta tâmpită? Mai încercăm o singură dată dacă nu chemăm un echipaj să-l preiei, că eu nu înțeleg cu cine a făcut asta. Nu, bată-te în sânge să te bată. Ați trebuit și mine de echipaj de transport aici și pentru că la mine nu mai merge aplicația, nu mai merge mașina, ceva s-a stricat în dânsa. Dacă mai știu de aici. Dai trebuie. N-auză, oai, nii, oai, mă, și pe asta ce fel merge așa tot pe mijlocul drumului. Nii, las-mă pe javăritele alea. A, păi da. Revenim, dragilor. Auzi, bă, că avem un domestic violence responding. Avem o solicitare cruncă. Ceva soți s-au luat la bătaie din cauza, cred că femeia a aflat că bărbatul are amantă și acum femeia îi face scandal și bărbatul, bineînțeles, că o să îi aplice o corecție nemai văzută și bineînțeles că vecinii au auzit și bineînțeles că au sunat la poliție și bineînțeles că trebuie să ne deplasăm acolo. Ah, bă, că ne deplasăm acolo de urgență. Atenzione, please. Trebuie să ne deplasăm acolo, bă, că pe chicarul ăla niște pumni în față la femeie și când ajungem acolo o găsim lată pe jos, nu că ar fi prima speță de genul. Vă rugăm frumos, faceți loc. Ia să vedem noi despre ce este vorba aici și așa, Eu invers, bă. Domnișoară, doamnă, bă, stai pe loc. Da, bă, că pun, stai că nu merge, da, că pun. Dă-i, Vasile, dă-i. Culca la pământ. Culcat, ți-am zis! Rămâi pe loc acolo! Rămâi pe loc! Eu? Vasile, arestează-o, te rog frumos! Dacă e gata, s-a predat! Era invers, mă, de fapt, femeia îl bătea pe bărbat. Nimă, săracu, în stare de șoc! Gata, domnul, vă rugăm frumos să vă liniștiți, sunteți în siguranță, am venit la fața locului. Victim, I'm not pressing! Don't arrest her. Bă. Ni l-ai mă pe ăsta. Bă, stai! Vasile, dai, după el. Stai pe loc, nu merdicule!
Bă, da, o să rămân, poate... Fără, poate pleci acolo! Arestați-l, 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 ba, 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 ba! N-apoi cum urci tu dealul ăsta? Dacă așa oricum mai repede. Iți, iți, după el, după el, calcă-l, 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 fă-i ceva, fă-i ceva! Hai, bă, du-te după el odată, dă-ți-l jos din mașină și fă-i ceva! Hai, după el, 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 după el. Stai, bă, pe loc! O, ce fugi, pe pândău! Mai am nevoie de unități aici! Bă, dar ce fugi, șoarecu! A, păi și voi, dacă ați face ceva să-mi bat picior, ar fi minunat, dar voi vă plimbați după mine. O, ce fugi, bă, pe pândău! Bă, da, mai faceți și voi ceva? Aha, 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 stai, stai, stai că-ți dau, stai că-ți dau, stai că-ți dau, băgăței, să nu-l bă, ce șoric grosari. Stai, bă, stai așa, bă, dar niciunul nu se nimerește să-i dea un taser. Eu nu mai am taser-i, bă. Hai, bă, trebuie să folosim, bă. Bă, dar ăla nu ia damage, ce Dumnezeu are. Așa, dați-i taser, dați-i, 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 dați-i băgăță-i sărmăna. Stai ala! Bine, sunt pe așa cu shotgun-ul. Bă, dar n-a luat damage, mă, ce... Așa. Arestați-l. Vă mulțumesc, dragilor, pentru cooperare la această urmărire. Vă rog eu frumos să veniți cu mine. Auzi, ăla-i bă pe ăsta, că să nu arestăm pe nevastă, să aduce tu de aici și-a. Bă, stai că nu pe aici. Am zis că putem să ajungem la nevasta înapoi. Ups, stai că nu pe aici. Pe aici și-a. Pe aici putem să ajungem, ia să vedem. Putem să ajungem înapoi la nevasta sa. Am văzut-o că stă acolo, n-a plecat. De ce fugi, mă, băgați să-i sărmăn nas și ții? Fugi așa de... The lawman! Nu mai fugiți, bă, de poliție. Ni, reîntregirea familiei am făcut aici. Cred că lui îi plăcea, bă, să fii bătut, de fapt, e de asta sadomado. Bun, bun, bun. Doamnă, vă rugăm frumos să ne scuzați că v-am lăsat abandonată aici și așa sunteți bine, doamnă? Cum vă numiți dumneavoastră, doamna Rosie Water? Valino, T99, bun, vă rog frumos să vă întoarceți, să facem o percheziție corporală. Ceva aveți de declarat înainte de a mă apuca de percheziție? N-aveți nimic de spus, foarte bine. Așa, clear mask, a little jar of suspicious liquid, cred că e lichidul bărbatus, alea lui bărbatul. Ok, bun. Vă rog frumos să așteptați aici și să mă duc să-l percheziționez și pe bărbatul dumneavoastră. Domnul, dumneavoastră cum vă numiți? Marco Luise. E Marco Luise. 82 și aia e născut în 2000. Bă, dar ăsta sigur e bărbatul, nu-i tasul. Aia e născut în 2000, ăsta e născut în 82, adică 82, adică na. Așa, bun, o să vă face o perche... Băi, alu, bă, da... Băi, fugi mult de mine, băgăței, sărmănaz! A, tu crezi că eu stau toată seara să fug după tine pe aici și... Du-te tu de aici! Alo, domnul, vă rugăm frumos să vă reveniți! N-am vrut să vă accidentez așa, de tare! Dar mă scoateți din sărite așa că fugiți de mine, așa v-am zis că eu vă reveniți! Ha, ușor, ușor, treceți din ciment, din asfalt. Hai, ridică-te. Nu te mai preface atâta. No, că l-am buguit de tot acum. Bazat evident și mie un echipaj de ambulanță aici, la fața locului, pentru o persoană care chipurile e leșnată toată. Și pe doamna o să trebuiască să o luăm cu noi la serviciu secție de poliție să vedem dacă mai funcționează acum, dacă și-a revenit toată situația. Vă rugăm frumos să vă așteptați rândul să vă... Așa, bă! Așa de... Pac! Aici și-a, domnilor, aici, bă, grasule, lasă gogoșile, că nu sunt buni. Tu nu vezi că deja ești cât av porcul, mai și mănânci gogoși. Așa,
L-au preluat smurdu, foarte bine, Vasile, trebuie frumos să urci în mașină. Că trebuie să mergem până la secție să o predăm pe doamna agravistă situația. Pardon. Doamna care și-a agresat soțul brutal și animalii. Faceți loc. Trebuie să mergem cu doamna la sediul secției de poliție pentru agravări și alte bătăi pe domeniul public. Ia să mă păia, ce fac acum? Ups, mă scuzați, pardon. Mamă, dar ce mi-a zgâriat mașina. Ia-i. Vasile, trebuie să nu vadă comandantul Cambelit, care ciu după aceea. Ok, ia să vedem. Secția de poli... Stai. Secția de poliție încoace. Bine. Colega l-a tras pe ăla pe dreapta. Foarte bine, colega, tot așa. La cât mai multe amazi. Faceți loc. Acordați-ne și nouă prioritate, vă rugăm frumos, că nu vrem să ne răsturnăm în această misiune. Ok, am adus-o pe doamna agravistă la secție. Bă, cine ți-a zis să te dai jos din mașină? Alo? Bă, s-a blocat aici toată situația. Opa, Houston, we got a problem. Nimă. Am rămas aici și-a. Bun, revenim. A robbery in Little Soul. Opa. Avem și o tâlhărie, o jefuire în desfășurare la un magazin, bă. Faceți-l. Este nebrasăm acolo de urgență. O să vedem despre ce este vorba. Pardon. Faceți-l. Nimă, ce mașină. Ai, câta mașină acolo. Faceți loc. Avem o situație situațioasă în desfășurare. Pardon. Așa. Faceți loc. Aici și ala, peco. What? Mă să mai trimitem niște întăriri aici și a, pentru că posibil să fie o jefuire în desfășurare. Trimite mai multe echipaje aici pentru că momentan asigurăm perimetru, dar nu se știe ce se poate întâmpla. Momentan suntem în gunpoint. În care suntem în gunpoint, dar trebuie să avem aici... Deja vreta! Arunca pistolul! Ne avem hostage situation, Vasile, nu intra pistol. Stai pe acolo, îl ajut! Nu bani, nu l-a pușcat! Nu l-a pușcat, era frumos! Gândește-te la copiii pe care îi ai acasă sau care îi ai în mână sau în chiuvetă în fiecare seară. Nu încerca să-ți nenorocești viața pentru niște biștari. Te rog frumos, gândește-te la mama ta că ce ar spune ea, ni câți oameni suntem aici și a... De te rog frumos, nu încerca să... Bă! Ce s-a întâmplat? Bă! Nimă că trag gangurile! Trageți! Bine că am chemat echipaje! Aruncați armele și armetelor! Trageți, băi! Trageți! Pazără că mergeți direct, suntem într-un gang fight with some biatches. Unii mă ăla! Aruncă arma! Arma, păcat să-i sărbunați. Bă, trageți, acoperiți-mă, băieți, acoperiți-mă. Mă duc să-l iau, bă, l-am varuit. Trage asta în pompă și explodează pompa cu noi. Aruc arma! Ai murit? Ești mort? După cum v-am zis mereu, trebuie să ne asigurăm că pericolul a fost îndepărtat.
Niciodată nu trebuie să... Da. Bă! 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 Trageți, trageți, trageți! Gata-i! Ia să mă poștea cine au atacat așa tătăt. Bă, dar ăsta de aici mai e în viață, bă? Ăsta, cum îi zice, vânzătorul. Bă, dar un pușca și civil ăsta, dar cred că nu era civil, cred că ăsta era complice. Numai că n-avea nicio armă. Au fost niște hoți mai săraci așa și au avut bani numai de o singură armă. Baza aici așa o să avem nevoie de vreo 40 de ambulanțe, că mai avem și pe stradă niște cadavre. Trimite mai multe ambulanțe bazate la fața locului. Aici a fost un schimb de focuri intense. Și avem mai multe persoane decedate la fața locului, sau mă rog, împușcate, rănite momentan. Decedate o să se stabilească după aceea. Domnul, sunteți în siguranță? Sunteți în regulă? Acum puteți să stați liniștit. V-a trecut niște gloanțe pe la ureche, dar bine că... Ba, dar nimă că a fost rănit, mă, în mâna stângă a fost rănit. În dreapta, cum vă uitați, dar în mâna stângă. Nimă că sângerează. Domnul, sunteți în siguranță? Stați, sunteți ok, domnul? Take the money. Nu, mulțumesc, nu vreau bani, nu vreau. Au venit ambulanțile? Au venit ambulanțile, bun. Haide, domnilor, vă rugăm frumos, nu vă mai certați care să intre primul. Deci, în spate acolo aveți două persoane. În spatele vostru mai sunt câteva persoane. Da, sunt vreo două, trei. Ioi, nipostaci. Câta sânge le avea ăla pe el acolo. Trebuie să asigurăm, bă, armele la ăștia. Dar ăsta n-avea nicio armă, a fost împușcat în pelvis. Așa, și dacă unde mai era, mă, ăla care... A, ăsta era. Asta era ăla care tot făcea el până aram aici după stâlpul ăsta. Bă, dar ăla ce împușcat e, nicâta sângele are pe el. Vă rugăm frumos, opriți traficul. Baza 3 o să avem nevoie și de Kerner Units. Avem nevoie și de medicina legală la fața locului. Sunt mai multe persoane împușcate. Unele dintre ele au decedat, altele urmează să decedeze. O, stai că avem un pistol aici, să nu cumva să cadă pe mâini, pe mâini greșite. Complicele, a suprafețui complicele. Și ăsta, individul foarte periculos, ăsta e decedat așa tot. Păi, na, ce să facem? A venit și coro... Alea, plecați de la, pe acolo, plecați de acolo, nu vă mai uitați, bă. Nu vă mai uitați la ce se întâmplă aici și ea. Nim, a venit prietenul lor să-i plângă. Tă, lasă că așa merită javretele astea. Nimă, câți avem pe aici așa leșunați? A venit medicina legală, în seara asta aveți de treabă. V-am dat de treabă în seara asta, băieți. Încercați, bă, să-i salvați totuși, că na. Sunt și ei niște veți omenești. Oare puteți să-i salvați? Nu mai puteți, gata. Foarte bine, foarte bine. Dați-le de treabă la băieții la medicină legală. Așa, bă, da, aici ce s-a întâmplat? Aici văd că băieții ăștia, ăsta și-a pierdut partenerul, ceva s-a întâmplat cu el. Și-a pierdut colegul, că văd că colegul lui nu mai este, s-a plecat în lume. Da. Facem curăț. Taci tu, colega, taci în gură. Ăștia deja s-au urcat în ambulanță, și-au cam terminat treaba, dar mai era... A, dar cred că pe ăla n-au reușit să-l aducă la viață pe ăsta, pe criminal. Vasile stă aici și îl interoghează pe domnul. Ia-i declarații, Vasile, ia-i declarații și întreabă ce s-a întâmplat, cum s-a procedat, cum s-a întâmplat. Ambulanțele pleacă. Cam toată zona e în regulă de acum. Mai stăm alea că să facă curățenie pe aici și așa și reveni. Bun, dragilor, cam acesta a fost episodul de astăzi cu poliția la ordine publică. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, știți ce aveți de făcut, să dați un like, un share, un subscribe, să lăsați în comentarii că încerc doriți să mai vedeți în următorul episod. Dacă mai aveți alte sugestii de jocuri, de serii pe care ați dori să le vedeți pe acest canal, să le lăsați în comentarii. Și dragilor, eu am fost Delomen, iar voi care fiecare dată, până data viitoare, stați în siguranță. Pa, pa!